Da, mulțumesc. No, eu vă spun că, pe de-o parte, eu apreciez foarte înalt simțul umorului al domnului Gaborici. Și, cum să zic, eu vreau să-i propun că, deci noi puteam coopera în felul următor, fără ca eu să devin consilierul principal de stat. Domnul Gaborici ia manifestul platformei noastre, rezoluțiile și le implementează, iar eu din acest birou sau din această sală îi spun, eu altceva nu am ce vă consilia decât să faceți ceea ce e scris în manifestul platformei și în rezoluție. Asta e o variantă. Mai mult decât atât, noi putem, iată, am să întreb pe colegii mei dacă putem să-l invităm pe domnul Gaborici să lasă guvernul și să vină pe platformă și să ne ajute să îndeplinim acest